Cea de 31-a ediție a Jocurilor Olimpice s-a încheiat aseară. La finalul Jocurilor Olimpice de la Rio de Janeiro, România a ocupat locul 47 în clasamentul medalilor. Rio de Janeiro s a luat adio duminică seara de la cei peste 10.000 de sportivi găzduiți timp de două săptămâni pentru jocurile olimpice de vară. După ce flacărea olimpică a fost tinse, a urmat un spectacol inedit. Delegațiile participante au defilat din nou pe stadionul Maracana, iar focuri grandioase de artificii au marcat cele mai importante momente ale festivităților. Jocurile olimpice de la Rio au început la 5 august și s-au încheiat duminică. România a ocupat locul 47 în clasamentul final al medalilor, al doilea cel mai prost rezultat pentru România în privința numărului de medalii după 1952, când a obținut cel mai mic număr de medalii, 4. România a obținut aurul prin spade la feminin, argint la tenis, bronz la canotaj, haltere și lupte. Ediția cu numărul 31 a Jocurilor Olimpice a dus recorduri ce intră în istorie, deținătorii acestea fiind eroi timpurilor moderne. Următoarea ediție a Jocurilor Olimpice va avea loc peste 4 ani în capitala Japoniei, Tokyo. Declară ediția 31 a Jocurilor Olimpice închisă. Chem tineretul lumii să se reunească din nou la Tokyo peste patru ani, a spus președintele Comitetului Internațional Olimpic Thomas Bach.